Prieteni dragi, bine v-am regăsit la o fascinantă poveste de istorie. Din categoria femeilor celebre sau a favoritelor puternice, povestea de astăzi este una dintre cele mai interesante. Vă aduc în atenție, dragii mei, un personaj care a făcut istorie la curtea Franței lui Ludovic al XV-lea. Un personaj a cărei contribuție a stimulat și însuflețit o lume întreagă. Pe de-o parte, femei care au visat frumos la a fi maîtresa unui nobil sau chiar a unui rege, pe de-o parte o Franță mai stabilă din punct de vedere politic, iar, dincolo de asta, o Europa mai îmbogățită din punct de vedere comercial și chiar artistic. Celei cunoscute precum Madame de Pompadour îi se datorează o parte din evoluțiile în politică, artă și industrie ale Franței, fără să mai punem la socoteală imensa inspirație pe care tânăra Jeanne-Antoinette Poisson, marchiza de Pompadour de mai târziu, a răspândit-o asupra scriitorilor și artiștilor de pretutindeni și de peste secole. Am putea spune, povestea a început așa, ca să folosim clasica metodă de introducere, însă când două destine se întâlnesc, povestea are întotdeauna două începuturi. Iar fiecare început, separat de celălalt, merită cunoscut și povestit până în momentul în care povestea devine una singură, când se continuă pe un singur fir, pe o singură direcție. Dacă despre Ludovic al XV-lea sunt puține lucruri necunoscute, până vom reveni la el, vă propun să ne delectăm cu istoria celei care va deveni amantă. Tatăl ei, François Poisson, a fost un simplu fiu de țesător, însă, prin împrejurări banale, dar demne de menționat, abilitățile sale organizatorice au fost remarcate de înalți demnitari ai regelui, care se ocupau îndeosebi cu aprovizionarea armatei. Și iată că devine un agent de aprovizionare în scurt timp. Se îmbogăți ceva din această funcție, din care rare ori nu se îmbogățea cineva în acele vremuri. Poate a fost ceva mai cinstit decât alții, dar în urma unor comploturi a trebuit să fugă în Germania. Și cum norocul se întoarce întotdeauna dacă ai puțină răbdare, François Poisson a fost reintegrat în grații și și-a recăpătat funcția. Acesta a fost tatăl viitoarei Madame de Pompadour. Dar mama, cine era ea? Ei bine, înainte de toate era o femeie frumoasă, cum altfel. Fică de măcelar, într-adevăr, inteligentă, știa că frumusețea, fără o serie de relații bine puse la punct, nu avea cu ce să te ajute în viață. Un soț cât se poate de potrivit pentru condiția ei nu era deloc o stradă potrivită și pentru aspirațiile doamnei Poisson, cât privea viitorul fiicei sale, Jeanne-Antoinette. Trebuie să spunem că cei doi soți, de Poisson, au avut doi fii. Abel, proaspăt ca o dimineață, și Jeanne-Antoinette, de o drăgălășenie nespusă. Așadar, cu o fiică așa minunată, preocuparea pentru un viitor strălucit începe de vreme. Și cum? De la o soție de administrator? Nu. Prin relații, care au relații, ale căror relații, ale căror rude, ajung până la rege. Maximul aspirațiilor oricărei femei franceze din secolul XVIII. Regele. Și pe cine avea alături frumoasa doamnă Poisson? Ei bine, un domn, Tourne-Aim, care se ocupa îndeoseb de cei doi copii ai familiei Poisson din dragoste pentru frumoasa lor mamă, mai ales când tatăl lor lipsea. Și pe o doamnă Claudine de Tencent, săracă și bătrână, dar o mare intrigantă. Însăși doamna de Tencent a avut relații intime cu cel care cândva era mareșalul Richelieu. Vocile vremurilor spuneau și pe atunci era un act de inteligență să le lasă răsune, chiar dacă nu era adevărat, că Madame Tencent, fratele ei starețul și Richelieu, corespundeau adesea, iar acest trio era cunoscut ca având o implicare profundă în intrigile de culise de la Versailles. E bine, Madame de Tencent nu era bogată, dar era căutată, aparent pentru că al ei a fost primul dintre saloanele literare pariziene, saloane care au primit străini distinși, dar și oaspeți obișnuiți din lumea artistică franceză. Merită menționat un Bernard de Fontanelle, baronul de Montesquieu și mulți alții. Dacă mai era un alt motiv pentru care Madame de Tencent era faimoasă, ei bine, se pare că acestea au rămas doar zvonuri neconfirmate. Cam acestea erau cercurile de influență ale doamnei Poisson, mama frumuseții de Jeanne-Antoinette. Un cerc deloc de neglijat, ca să spunem așa. Își dădu de făcut atunci cât putuia de bine pe lângă această doamnă Tencent și pe lângă sora acesteia, Madame de Feriol,
Cele două femei o plăcură pe frumoasa și spirituală doamnă Poisson și se îndrăgostiră de grațioasa ei fetiță de numai câțiva anișori. Mama acesteia nu făcea un secret din dorința de a-i găsi tinerii fete un soț cât mai strălucit, ba dimpotrivă, dorea, dacă era posibil, să-și arvunească fica cât mai repede. Avea 9 anișori și era perfectă pentru o logodnă. La Paris, în acele vremuri, nu erau celebre doar saloanele artistice, pe care nu le putea întreține oricine, să o spunem drept. Mai erau și oracolele la mare căutare. Iar printre acestea, cea mai cunoscută era doamna Le Bon, cartomantă și chiromantă pricepută. Acum femeia cunoștea bine tot Parisul și știa ce se ascunde în sufletul fiecăruia. Cât credeți că i-a luat să-și dea seama că Madame Poisson venea acolo mânată de o febrilă dorință de a-și hărăzi ei și fiicei sale o stradă luminată? Deci îi făcu jocul ambițioasei femei și prorocii de față cu micuța fetiță, după ce întoarse niște cărți și niște mânuțe delicate, că nu va fi regină, dar va fi aproape regină. Săraca doamnă Poisson. Își strânse fetița la piept cu afecțiune și o strigă, suspinând, mica mea reinet, adică mica mea reginuță, și se întoarse acasă, amețită de un viitor pe care nu-l vedea decât albastru, presărat cu flori de aur, ca o mantie regală. Micuța Jeanne Antoinette a devenit reinet din acel moment și, pentru că numele schimbat atrage cu el schimbarea personalității undeva la nivel subtil, micuța fetiță înțelese și acceptă că drumul ei în viață va fi exact acela, al unei reinet. Când pregătești o fată pentru a deveni metresa regelui, nu înveți catehismul, tricotajul și, bineînțeles, n-o lași să-și facă ucenicia într-o mănăstire. Reinet a petrecut un an în mănăstirea Poissy, unde avea două mătuși călugărițe, care erau fermecate de această fetiță. Acolo și-ar fi putut completa o educație, dezvoltându-și excelente calități sufletești sub o severă directivă religioasă, ar fi devenit probabil o femeie cum se cade, dar fără glorie, al cărui nume n-ar fi rămas cunoscut de nimeni, dar poate că astfel ar fi fost mai fericită. Însă fetița era prea frumoasă, iar mama n-a putut renunța la ambițioasele sale visuri. Așadar, reineta noastră, la vârsta de 9 ani, a părăsit mănăstirea. Și din clipa aceea a început o altă educație cu totul diferită de cea de până atunci. O educație de curtezană superioară. Această educație tindea să pună în valoare toate mijloacele de seducție ale femeii. Știința, literatura, muzica, toate au devenit podoabe și în același timp arme de luptă. Doamna Poisson cunoștea valoarea frumuseții. Știa de asemenea că, dacă frumusețea atrage un bărbat, nu este suficientă pentru a-l reține. Abila doamna Poisson făcu deci tot posibilul ca fiica sa să devină un rezumat însuflețit al tuturor grațiilor și tuturor artelor feminine. Jeanne Antoinette luă lecții de canto, lecții de dans, lecții de declamație, desena și grava pe pietre fine, iar acest antrenament, care a rămas un bun exercițiu școlar, fără să aibă ceva comun cu talentul, i-a rafinat în orice caz simțul culorii și al liniei. În casa ei, Jeanne Antoinette auzea adesea vorbindu-se despre rege și ușor a început să se îndrăgostească de acest rege frumos despre care se vorbea că se plictisește de moarte alături de soția lui. Cunoștea din auzite cronica scandaloasă a curții. Și nu vedea nimic rău în amorurile adulterine ale regelui. Micuța noastră a înțeles că regele era deasupra legilor comune și odată cu el și femeile pe care le atrăgea. Prin urmare, tot ce avea de făcut era să fie o atracție pentru rege. În modul acesta, ea se putea ridica deasupra legii. Atât deocamdată, dragii mei, despre tânăra reinet, adică Jeanne Antoinette Poisson. De la 9 ani, se pregătea zi de zi să devină superlativul în materie de grație și rafinament feminin, fără ca regele să aibă habar că undeva prin Paris exista o asemenea persoană care îl vânea în vise de ani buni. Dar ce făcea regele Ludovic al XV-lea la Paris în tot acest timp? Săracul, locodit de tânăr de la 15 ani cu o soție ceva mai mare decât el, a avut măcar decența să-i fie fidel câțiva ani. Apoi, săraca regină, Maria Lezinska,
După ani întregi în care a adus pe lume 8 fiice și un singur fiu, a îmbătrânit la trup și a devenit plictisitoare pentru juvenilul rege. Până la urmă, după 11 ani de fidelitate, Ludovic al XV-lea va deveni amantul a 3 surori, Meili, Nesle, Louise, Pauline și Anne-Marie. Anne-Marie, fiind cea din urmă și cea mai floritoare dintre toate surorile, și ambițioasă și nemiloasă și arhivistă, devine până la urmă ducesă de Châteauroux. Dar, detestată din cauza scandalurilor provocate, va fi până la urmă părăsită de rege și moare la 27 de ani. Și iată că, pe vremea aceea, la 35 de ani săi, căsătorit de aproape 20 de ani, fără o amantă, se văzu nevoit să se apropie iar de regină, de Ana Lezinska, în vreme ce fiicele lor, devenite adolescente, aveau să-și facă debuturi repetate în lumea mondenă. La Versailles se dădeau baluri peste baluri. Iar curtea știa că regele Franței nu avea să rămână mult timp fără o metresă. Deja începeau zvonurile. Cine va fi următoarea? Însă, înainte să moară, ducesa de Châteauroux a trasat primele indicii ale celei care îi va succeda în patul regelui. Fu una dintre campaniile de vânătoare de cerbi, ocazia perfectă ca atenția regelui să-i fie atrasă de o nouă prezență în anturajele damelor. Deși atunci era acompaniată de ducesa de Châteauroux, reineta noastră a reușit să-i atragă privirile. Dar cum a ajuns ea în atât de strânsă apropiere de rege? Întrerupem cadrul vânătorii, dragii mei, și reluăm firul de unde l-am lăsat data trecută, firul povestirii lui Reinet. Devenise o tânără grațioasă, atent instruită și permanent școlită să devină o metresă. Iar ca să fie o metresă a regelui, chiar dacă te pregătești o viață pentru asta, nu te împiedică cu nimic să fii soția altcuiva. Când vreodată regele Franței se împiedica de vreun biet soțior dacă voia să pună mâna pe vreo doamnă? Așadar, la 19 ani, se căsătorește cu unul dintre nepoții protectorului ei. Charles Guillaume Lenormand de Thiollet era un tânăr foarte decent, educat și cu principii extrem de nobile. O iubea, iar ea părea îndrăgostită de cel care îi va deveni soț și care, până la urmă, primește ca dar de nuntă din partea unchiului o moșie, situată la 28 de kilometri de Paris. Cuplul Lenormand își duce fericirea mai departe, devenind părinții unei fetițe, Alexandrine, de o frumusețe și de o grație identică mamei sale, Reinet. Să fi uitat oare aceasta scopurile ascunse în sufletul său? Nu și le făcea un secret, dacă doriți să știți. Și să fie curtată de alți gentilomi de la curte nu era decât un act de apreciere față de frumusețea ei. Se apăra totuși în fața adoratorilor, spunând că nu-și va înșela soțul decât poate cu regele. Bietul și fericitul soț, cât era el de amuzat și de îndrăgostit și orb când auzea această frază. Însă acel poate al lui Reinet trădea un scop care încă mai exista, deși putea la fel de bine să nu se materializeze niciodată. Totuși, domnul Tourne-Aim, unchiul soțului și protectorul lui Reinet, împreună cu mama lui Reinet, n-au abandonat niciodată speranța de a ajunge la putere printr-o metresă bine plasată regelui. Doar chestiunea era de mult prelucrată, investiția era de mult făcută, iar juvaierul era șlefuit de mult. Trebuia să sosească doar ocazia să fie arătată regelui, care va rămâne fără îndoială uimit de această frumusețe fără seamăn. Așa că ce-au făcut? Saloanele doamnei Tensin erau instrumentul perfect prin care să se trâmbițeze despre cea mai frumoasă femeie din Paris. Vă dați seama că toată lumea voia să știe cine era aceasta, cum arăta ea. Iar regele, obsedat de bârfe, murea de curiozitate. În capcana aceasta a curiozității a căzut până și favorita a regelui din acea vreme, ultima dintre ele, contesa de Châteauroux. Din curiozitate, din spaimă, că alta mai frumoasă e prin apropiere, vrut să știe cine este această doamnă Lenormand. Cine era aceea despre care se spunea că la 21 de ani nu avea niciun amant și mai era și hărăzită regelui? Cum de îndrăzneau să uneltească atât de grav cu asemenea vorbe? Și dacă ducesa de Châteauroux nu se cobora să o cunoască pe această soție de vistier al monetăriei regale, e bine, cineva trebuia să facă această
treabă murdar în locul ei. Și bineînțeles că s-a găsit cineva, o doamnă de Chevreuse, care, în gura mare la o vânătoare de cerbi, îi indică ducesei o trăsură albastră aflată undeva în apropierea alaiului regelui. Cum regele era pe aproape, urmări cu direcția indicată de vantaiul doamnei de Chevreuse, iar trăsura aceea, cu acea femeie frumoasă, toată roz ca un trandafir, deveni subiect de atenție unanimă. Trebuie să vă mai spunem că soțiile demnitarilor nu participau la vânătoare, dar urmăreau de la distanță toată această partidă și nu slăbeau din priviri pe rege și spionau orice mișcare cu o curiozitate plină de gelozie. Era suficient ca regele să se uite la un trandafir înflorit și să-l culeagă, căci a doua zi, poate în câteva ore, toate îl purtau la sân sau în păr, dar apoi să fie el atras de o roche frumoasă și de un chip atât de încântător și de îndrăzneț. Reineta noastră era conștientă că, acum, în final, toată instruirea ei de curtezană superioară avea să fie folosită. Ce ziceți? Regele nu a fost atras de privirile îndrăznețe ale acelei soții? Ba da, dar au mai durat 2 ani ca destinul lor să se împletească cu adevărat. El avea 35 de ani atunci când i-a murit ultima favorită, iar ea, Reinet, 23. Ocazia veni prin însăși căsătoria delfinului, adică fiului regelui, cu Maria Teresa de Spania, în 1745. Jeanne Antoaneta noastră, deși era o burgheză destul de bine văzută în Franța, nu era destul de nobilă cât să participe la balurile regale. Deși în micul ei castel sau în saloanele pariziene strălucea în mijlocul artiștilor, ea nu strălucea acolo unde era destinată să strălucească, alături de rege. Era non-conformistă, bineînțeles, și era evident să fie așa, căci educația primită n-a fost una pentru o femeie decentă. Deci, când se intersecta brusc cu regele pe aleile pădurii Senar, conducându-și singură trăsura, știa că-l va ului. Ei bine, acesta era momentul care trebuia să sosească, momentul ca regele să o remarce pe Jeanne. Cât despre soțul acesteia, putea fi foarte ușor scos din peisaj. Iar cel care l-a adus în calea lui Reinet pe acest soțior, adică cel care i-a și căsătorit, l-a și trimis departe pe soț într-o misiune. Și numai bine că, profitând de apropierea nunții delfinului, domnul Tourne-Aim mijlocește cumva pe la valeții regelui să obțină doamnei de Lenormand o întrevedere. Cum au inventat o scuză ca Reinet să-l găsească pe rege și un scop pentru care să se prezinte în fața lui, este de admirat. Prin urmare, cu un soț eliminat din decor pentru un scurt timp, au făcut posibilă mare întâlnire destinică. Regele, până la urmă, era rege, iar Reinet, cea mai vestită și misterioasă femeie din Paris și prezentă în fața lui, care o vrut pentru el, fără menajamente. De aici, dragii mei, lucrurile aveau să se precipite într-o altă direcție. Reinet, adică Jeanne Antoinette, era pregătită să ducă o viață de maîtresa regelui, iar acest lucru se și întâmplă. Micul disconfort că era căsătorită avea să se rezolve cu o vorbă a regelui și cu acceptarea soțului să divorțeze. Așa s-au și derulat lucrurile, însă bietul soț, trezit, brusc, din dragostea oarbă, nu a acceptat niciodată cu seninătate divorțul. I l-a acordat că nu a avut de ales, dar a urât-o pentru tot restul vieții lui. Reinet, Madame Lenormand, avea alte scopuri decât să se mai aplece la dragostea unui soț. Un decret regal a făcut în așa fel încât i-a despărțit pe cei doi soți legal în 15 iunie 1745. Un decret în urma căruia doamna de Tiolet a primit o dotă mică și sarcina să îngrijească pe micuța ei fică Alexandrine. Bietul Charles Guillaume, soțul, era în schimb un bărbat bine văzut la curte și apreciat de ceilalți demnitari ai regelui. A refuzat din onestitate un post de ambasador la Constantinopol. Pe fica sa, Reinet, n-a putut să o ducă la curte, însă i-a oferit o viață de regină la o școală mănăstirească la care fusese și ea când era copilă. Drumul noii metrese a regelui la curte nu era atât de lin. O lume o cunoștea ca fiindcă atare, doar că la Versailles, în acele vremuri, mai era o uzanță. Trebuia să fie prezentată oficial reginei și întregii curți. Ce folos că avea deja un apartament al său inaugurat oficial numai pentru ea, un etaj mai sus decât al regelui. Ce folos că în el îl distra pe rege și că uneori cinau împreună.
trebuia să fie prezentat în mod oficial, iar acest lucru veni la cunoștința întregii curți, o veste care n-a surprins pe nimeni. Jeanne-Antoinette Poisson a devenit legal doamna de Pompadour și originea dubioasă a sa a fost uitată prin decretul suveranului care, sigur, creează noblețe. Marchiza a purtat acest nume de Pompadour, cumpărat de la moștenitorii unei familii dispărute împreună cu terenul patronimic situat la Limousin. Dar pentru a putea fi primită la curte, trebuia să fie în prealabil prezentată. Toată lumea se întreba cine avea josnicia de a servi drept nașă fostei domnișoare de Poisson. Această ceremonie a prezentării comporta un ritual complicat care trebuia studiat ca o piesă sau ca un balet înainte de a vedea lumina rampei în periculosul teatru al Versailles-ului. Erau mulți care credeau că mica burgheză va face cu siguranță multe gafe care o vor acoperi de ridicol. Dar în ziua respectivă, malcovul enorm, trena grea, care făcea și mai apăsătoare rochia de brocart, n-a împiedicat mersul ei majestuos. Capul său mic și pudrat strălucea de bijuterii. Pieptul frumos, brațele adorabile cu nuanțe sidefii, în seminuditatea lor festivă, sfidau orice critică. A făcut o reverență la ușa regelui, o a doua în mijlocul încăperii și o a treia lângă un Ludovic care, roșind mai emoționat decât amanta sa, a murmurat cuvinte încurcate. Clipa cea mai dificilă s-a apropiat totuși. După rege venea rândul reginei de a primi omagiul doamnei de Pompadour. Străbătând un culoar aglomerat și foarte puțin binevoitor, marchiza și cortegiul său au ajuns la apartamentul Mariei Lezinska. După executarea celor trei reverențe, impecabile, doamna de Pompadour și-a scos mânușa din mâna dreaptă și s-a prefăcut că ridică rochia reginei pentru a o săruta, iar regina și-a retras ușor rochia după obiceiul stabilit la curtea lui Ludovic al XV-lea. Nu se citea nicio mânie, ci doar puțină melancolie pe această figură resemnată. La 42 de ani, Maria Lezinska avea aspectul unei femei bătrâne. Nu-și mai dădea cu ruj și purta pe cap un fileu de dantelă neagră. Nu era o rivală, abia dacă mai era o femeie, dar era sufletul cel mai frumos de la curte și era regina. Plină de respect, doamna de Pompadour a așteptat să îi se vorbească. Au fost câteva cuvinte numai, un compliment banal pentru rochie, cum fac femeile care n-au nimic de spus, dar regina a demonstrat prezență de spirit. Doamna de Pompadour a simțit intenția binevoitoare și a murmurat: "Țin foarte mult să fiu pe placul dumneavoastră, doamnă." Lumea din apropierea reginei și-a ținut respirația să nu piardă dialogul și mai ales reacțiile celor două. Unii au jurat că au fost rostite câte 12 fraze, însă atitudinea reginei n-a fost alta decât de supunere și de acceptare creștină. Madame de Pompadour n-a făcut altceva decât să-și arate aprecierea și respectul față de regină. Nimeni n-a câștigat acel pariu în acea seară, însă câteva persoane au fost cu adevărat triumfătoare. Regina, care a arătat încă o dată mărinimie și putere, și Madame de Pompadour, care n-a dezmințit importanța pe care o are și mai ales că nu era în conflict deschis cu regina. Și-a mai câștigat cineva atunci, Madame Le Bon, prezicătoarea care se pricopsi cu 500 de franci direct din punga marchizei de Pompadour. Marchiza cea oficială de data aceasta, cea aproape regină. Din acel moment, influența reinetei Madame de Pompadour s-a extins, dar nu i-a fost ușor să se mențină mereu în atenția regelui, mereu disponibilă, mereu atractivă și să-și demonteze fiecare dușman care căuta să o elimine din poziția ei de favorită. Un permanent rival era însuși fiul regelui care suferea pentru mama sa, regina desconsiderată. Mai existau și niște devotați, între ghilimele, care căutau să o denigreze pe ascuns. Erau și femei și miniștri care nu o vedeau cu ochi buni pe marchiză. Curtea era plină de geloși și invidioși pe norocul său neașteptat. Doar ea, biata de ea, știa cât de intens lucrase la acest noroc. O viață. Deși fusese înstruită cu mari sacrificii, curtea nu o ierta că nu avea sânge nobil. Oricum vorbea,
oricât de atractivă era, nu avea acel bon ton, acea artă a conversației pe care doar nobilii, înnăscuți, se pare că o aveau. O distinsă doamnă Genlis, de la curtea regelui, explica tuturor că le bon ton, acest ansamblu de expresii și atitudini nobile și delicate, vin în acord cu vârsta, meritul și rangul, iar Madame de Pompadour nu deține nimic din toate acestea. Totuși, marchiza nu putea fi considerată fără farmec. Era frumoasă, tânără, atractivă și sarcina ei cea mare, indiferent în ce condiții, era să fie de bun umor. Însăși dispoziția regelui, tot timpul taciturn și ursuz, ei îi se datora. Când chipul regelui se lumina, de câte ori se întâmpla acest lucru, era triumful ei. Inventa fel de fel de distracții, în doi, până și mici teatre în propriul apartament. A redactat un regulament teatral astfel încât jucătorii să-și cunoască bine atribuțiile și rolurile. Dar marchiza juca cel mai adesea piese unice și miza pe ultimele și cele mai valoroase cărți. Un fel de flair personal îi spunea că nu va avea o a doua șansă dacă vreo reprezentație avea să fie un eșec. Totul trebuia să fie un succes asigurat, nimic care să strice eforturile de a atrage, seduce sau de a-l mulțumi pe rege. Piesele de teatru din sala medaliilor au avut un succes răsunător în tot palatul, iar curtenii, care mai de care, și-au descoperit calități teatrale nebănuite, dorind să facă parte, cât de cât, din mica piesă, să aibă un mic rol. Lumea nu mai contenea să-i facă curte marchizei, iar marchiza nu mai contenea să stea atentă la cele mai mici doleanțe ale regelui. Acela era scopul ei. Pentru el se pregătise o viață întreagă. Primea și recompense, în schimb, pe care le cheltuia sub numele investițiilor. Alături de rege, pasionat de construcții, marchiza avea un talent nebănuit să proiecteze castele. Acel nobil și fermecător castel Bellevue, ivit din nisip așezat pe o colină, a fost capodopera marchizei. Audry se pare că a decorat sufrageria, Van Loo a pictat panourile din sala de muzică și salonul cel mare, au fost construite tot felul de statuete, zeițe grecești cu chipuri franceze. Doamna de Pompadour a construit în total 9 castele și mai avea 3 mici case în Paris. Pentru ce această pasiune a proprietății? Era o prudență sau o speculație? Se pare că nu era nici una nici alta. Întreținând aceste castele, marchiza s-ar fi ruinat dacă regele, uneori econom, n-ar fi fost magnific de risipitor. Pentru el își multiplica iară ședințele, pentru că lui Ludovic al XV-lea nu-i plăcea la Versailles. El căuta toate ocaziile să evadeze și făcea întotdeauna mici călătorii cu metresa și prietenii săi. Invitațiile erau alese întotdeauna de către marchiză. Ea stabilea programul scurtelor vacanțe în care regele trebuia să găsească liniștea tabieturilor sale și surpriza neprevăzutului. Ludovic al XV-lea dorea o vânătoare bine organizată, o masă copioasă, o mare partidă de cărți, iar totul îi era oferit la momentul oportun de către această adevărată zână. Bineînțeles, ce vânat era în pădurea Crecy, ce mese pline de rafinament se organizau, 48 de feluri era obligatoriu, iar în zilele de post la fel, doar că în loc de fripturi și sosuri se servea pescărie, o întreagă bucătărie savantă. Mare gurmand ca toți burbonii, Ludovic al XV-lea se ocupa de aproape de bucătărie. Se pare că el însuși gătea, după inspirația sa personală, într-o cratiță de argint, își făcea chiar singur și cafeaua, iar doamna de Pompadour cunoștea efectul mâncării bune asupra bărbaților și l-a exploatat îndeplin. Ea știa să împace libertatea dorită de Ludovic al XV-lea cu eticheta pe care acesta n-o uita niciodată. Toată lumea era foarte veselă, iar doamna de Pompadour era foarte bine dispusă. Bine dispusă. Aceasta era misiunea ei și atunci când avea să fie prea obosită de acest rol, de femeie cu minte și veselă, va avea de inventat alte surprize pentru eternul plictisit. Niște chermeze, niște serate rustice, niște nunți țigănești, orice. Erau și invitați câteodată la unele dineuri, iar vai, regele, obosit sau blazat, era posomorât și rămânea din politețe tăcând, visând și căscând.
Dar biata marchiză se prefăcea că nu vedea aceste lucruri. Ea surâdea până în zori. Aceasta era datoria ei, să surâdă. În opera sa de continuă seducție, Doamna de Pompadour le-a putut purta o vie afecțiune artelor care au servit-o. Trebuia să cheltuie pentru a rămâne pe val. Îi plăcea să se oglindească în tablouri pe care și le comanda, nu din snobism, ci din dragoste pentru artă de bună calitate. Cunoștea valoarea unui pictor precum Latour și suporta cu o răbdare indulgentă toate fixurile acestui artist imperios și maniac. Un tablou a costat-o 24.000 de franci, o avere, care însumează astăzi 4 milioane de euro. Poate unul dintre gesturile sale de renume este crearea unei fabrici de porțelanuri. Îl convinge pe Ludovic să nu mai cheltuiască banii pe importuri costisitoare și să investească în producțiile proprii, mai ales că Franța avea atât de mulți artiști. Fabrica de la Sèvres fu construită cu banii statului, dar și cu banii personali ai regelui. Acesta a donat din caseta lui personală 100.000 de franci. A întreținut artiști, pictori, sculptori, meseriași și lucrători. Și-a risipit averea, Doamna de Pompadour, convinsă că îndeplinește un serviciu public. Mai târziu a investit sume considerabile în clădirea școlii militare, începută din inițiativa ei. Îi scria fratelui ei: întreținerea castelelor mele îmi produce destule dificultăți, dar n-am nimic de obiectat. O fac pentru amuzamentul regelui. Dacă aș fi dorit avuții, toate sumele cheltuite mi-ar fi produs un venit considerabil. N-am dorit însă niciodată asta și sfidez soarta care mi-ar putea fi potrivnică. Sensibilitatea sufletului meu va ieși întotdeauna învingătoare. Am cel puțin consolarea că lumea va face această reflexie și mă va înțelege. Ce eroare! Lumea nu vedea în ea decât o lipitoare, iar istoricii viitori vor fi la fel de nedrepți. Toate aceste palate fermecate cu toate minunile lor au fost înapoiate regelui prin testament. Dar dacă n-ar fi fost distruse în timpul Revoluției, ele ar fi îmbogățit și astăzi patrimoniul național al Franței, iar străinii ar fi alergat să le vadă. Plină de încredere în ea, Madame de Pompadour nu se implica în politică totuși, nu imediat, cel puțin nu acesta fusese scopul, care printre altele a fost de mult atins. Un scop menținut cu greu, cu mari sacrificii. Cel mai mare sacrificiu a constat în a fi mereu disponibilă și gata să distreze un rege, în timp ce mii de inamici căutau să-i pună piedică la orice mișcare. Sacrificiu a mai constat în a fi mereu la înălțime și atractivă, în vreme ce anii treceau, iar farmecele personale începeau să piardă din strălucire. Unul câte unul, anii cei frumoși s-au dus, anii dragostei. Se duceau în mijlocul intrigilor și al plăcerilor, iar tinerețea obosită a marchizei a început să simtă apropierea declinului. Seara, după teatru sau după supeu, regele urma să-și facă curând apariția, iar ea trebuia să-și scoată rochia imensă, atât de apăsătoare, florile, bijuteriile, penele și să înceapă toaleta de noapte cu atenția unei curtezane. Să fie frumoasă la orice oră, în toate costumele, în pofida necazurilor ascunse și a mizerilor. Ce misiune, ce efort! Își contempla în oglinda ovală a toaletei figura pe care regele voia să o găsească întotdeauna aceeași și întotdeauna altfel. Dar vai, frumusețea de 30 de ani trădează opera unei boli care dă târcoale în organismul său. Doamna de Pompadour se gândea înfiorată că n-are dreptul să fie bolnavă. În oglindă își vede apropiindu-se timpul când nu va mai putea să se rețină să nu se plângă. Ea simte cu groază bătăile neregulate ale inimii, instabilitatea nervilor săi surmenați, efectul lăsat în toate organele sale de numeroasele avorturi. Această viață de luptă continuă o consumă enorm și, ajunsă la apogeu, știe că de acum înainte va trebui să fie altfel. Povestea ei va începe să se stingă. Cu privirile ațintite în oglindă, vedea o femeie de 30 de ani care nu mai era frumusețea de odinioară. Dar tot acolo era aceeași Jeanne Antoinette, cameleonica femeie care a știut mereu să fie alta lângă același rege. Va reuși și acum,
altfel, dar va reuși, va găsi un mod. Și știa că, dacă va trebui să se dea elegant la o parte, în lumea ei, femeile puternice nu renunță ușor la ceea ce au avut cândva. Trebuia să găsească o modalitate de a fi alta și altfel. Prin urmare, un rămas bun îndelung, subtil, în culmea gloriei, era o soluție care lega două etape și menținea vie o relație. Iar Jean Antoinette știa că a sosit momentul. Regele este din nou tăcut, distrat, nervos, se ridica fără un sărut din patul în care se întorcea tot mai rar, apoi știa că deja se dezobișnuia de femeia care nu-l mai atrăgea, dar care doar îl amuza. Nu-i mai privea corpul îndelung, ci se uita cu alți ochi la alte siluete, iar acele siluete au simțit că regele este iarăși dezrobit de dragoste. Biata marchiză de Pompadour, la numai 30 de ani, înțelege că un rămas bun în culmea gloriei este singura sa opțiune nobilă, din care încă mai poate să câștige. Și mai vede cum silueta încă nedefinită a unei femei se conturează încet și sigur între ei. Oare care dintre damele sale va fi următoarea? Madame de Pompadour se străduiește să rămână cu mințile lucide, în ciuda tuturor lucrurilor, în ciuda scrisorilor de amenințare pe care le primește. Oriunde întoarce capul, marchiza se vede înconjurată numai de minciună și ingratitudine. Unicele persoane dezinteresate sunt guvernanta ei, Madame du Hausset, tatăl său și mica sa fică, Alexandrine. Un singur tablou în creion face vie viața sa de mamă, viața de mama marchizei, scurta viață de mamă. Micuța Alexandrine cade răpusă de febră și moare la numai 8 ani. O zi mai târziu, marchiza de Pompadour își pierde și tatăl, care s-a prăpădit în urma veștii dureroase primite. Iar fratele său, Abel de Vandier, se îndepărtase de marchiză și pentru prima dată în viața ei, aceasta era singură. Regele își manifesta compasiunea, dar toată lumea știa că era dușmanul cel mai organizat distracții și nu sufla o vorbă despre suferința cumplită din inima ei. Reinet, ce mai rămăsese din ea, era înfocată lacrimilor. Nu-i permise marchizei să plângă, cel puțin nu-i îngădui în cuvinte, nu în preajma lui. Nu-l interesa să o vadă suferind și nu-i păsa din ce motiv avea ea vreo displăcere. Doamna de Pompadour știa toate acestea. Și-a șters lacrimile, primea lume, a îngropată pentru totdeauna împreună cu Alexandrine. Începuse să devină tot mai singură și tot mai dezinteresată de viața pe care o construise cu atât de multă trudă. Totuși, regele, deși nu o mai frecventa atât de mult, nu renunța la ea, la sfaturile ei, la prietenia ei. Nu încă. Și când iubirea se stinge, uneori încep să apară și regretele. Pe Madame de Pompadour au ajuns-o sub forma penitențelor religioase, care acum erau mai importante în viața ei. Ușor început să-și amintească de distinsul domn Lenormand, soțul ei. Așa că și-a făcut curajul de a-i scrie o scrisoare soțului abandonat, în care și-a recunoscut greșeala și îi declara că voia să o repare. Îi mai spunea că era dispusă să facă orice ca să șteargă, prin purtarea din viitor, toată purtarea din trecut, că va dovedi lumii întregi că iubirea lor n-a murit. Merită menționat răspunsul bietului soț, surprins de această declarație de sinceritate tardivă a marchizei. El îi spune că își dorește o onoare intactă, iar prin prezența ei în casa lui ar compromite-o încă o dată. Așa că cel mai bun lucru era ca fiecare să trăiască diferit, așa cum ea dorise. Nu știm la ce răspuns se aștepta Jeana Antoaneta noastră, dar a rămas în continuare alături de rege, în calitate de prietena lui. În acele vremuri, lumea politică începea să se precipite, iar ea știa că tot ce mai avea de făcut era să-i susțină lui Ludovic tratativele politice. Din apartamentul său, sub îndemnurile și observațiile sale, a știut când s-a semnat la 1 mai 1756 tratatul care mai târziu a fost cunoscut sub numele de Tratatul de la Versailles. A știut când miniștrii sau alți demnitari au fost înlocuiți. A știut când regele a preferat alte femei mai tinere în locul ei. A știut când i se năștea un fiu nelegitim. Știa totul.
și mai știa că trebuia să plece de la Versailles, căci nu mai era dorită acolo. Dar obținea victorii pentru care plătea scump, victorii care nu erau niciodată definitive, ci o stare continuă de îngrijorare, o obligație de a vedea totul, de a privi totul, de a supraveghea totul, de a avea pretutindeni spioni, de a plăti permanent complici, de a învălui regele într-o rețea invizibilă în care avea iluzia că este liber. Atâtea dificultăți să țină piept unei lumi întregi au doborât-o încet și sigur pe frumoasa doamnă de Pompadour. Avea acum 41 de ani și părul albit și corpul slăbit. O tuse puternică a ținut-o prizonieră în apartamentul său, în care regele venea adesea să-i facă vizite, greșit înțelese de către cei care îi spionau mișcările. Când marchiza își dădu ultima suflare, regele contramandă dineul de gală și dispuse ca rugămințile marchizei să-i fie ascultate. Fu înmormântată lângă Alexandrina ei, în biserica din piața Vendôme. Ludovic, în cabinetul său, vărsă unicele sale două lacrimi ca un ultim omagiu pe care îl putea aduce. Știa că după funerarii, la Versailles, încă de a doua zi, numele marchizei avea să nu se mai pronunțe niciodată. Iar curtea știa de asemenea că regele era capabil să sufere, dar era incapabil să sufere prea mult timp. Avea să răsară soarele și odată cu el, aura doamnei Dubarry începea să se ridice. Ludovic al XV-lea mai avea încă 10 ani în care putea să iubească sau să mai domnească și să uite în tot acest timp pe toate cele care l-au iubit.